de Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În vremea nopții lângă apă, în lunga Sfântului Iordan, așteaptă căutând în zare un pusnic calamonitean. Ce ai, bătrânule părinte, de ești așa nerăbdător și tot privești în acea parte cu ochiul tău iscoditor? Ai pus vreo undiță în apă și nu o găsești la locul ei sau la loc mai bun de pescuire? De aceea parte poate vrei? Dar asta nu se face noapte. Să o faci mai bine de o zi, și lucru de mirare, Avo, că ți vine dor de a pescui. Așa s-ar fi mirat oricine, văzându-l pe bătrân șezând la miezul nopții lângă apă, pescar pe el l-ar fi crezut. Dar, după cum se vede, treaba nu este lui de pescuit de sta așa rugându-se necontenit. Privind mai bine vom cunoaște că este pusnicul Zosima. El poartă mantie în spate, la piept, epihatril și schimă. Un vas bisericesc în mână el ține prea cuvincios, având Dumnezeescul sânge cu sfântul trup al lui Hristos. În vremea asta el așteaptă din acea parte de Iordan să vie spre împărtășire sihastra de neam egiptan. Un an de zile se împlinise de când s-a înțeles cu ea să aducă sfintele bătrânul și acum ea întârzia. În mintea lui se strecoară o bănuială cu fior, dar poate nu mai sunt eu vrednic să văd acum acel și dacă vine, ce voi face? Această cugetare bătrânul împlâns amar la năpădit dar nu mai iată că zărește pe sfânta pusnică venind deasupra apei ca pe gheață. Mirat o vede el pășind pe trupul ei pârlit de soare și ca o scândură uscat, uscat ia poartă doar o zdreanță veche pe care pusnicul i-a dat. În ziua când era să moară, atunci s-a împărtășit și pentru asta pe Zosima mai înainte l-a vestit. Când vrând să moară neștiută, i-a zis să vină la un an, să o afle ca mai înainte de acea parte de Iordan. Cu multă nerăbdare Ava, în anul următor venind, află trupul cu vioasei, de un an de zile a dormit, iar în nisip era scrisoare cu ziua săvârșirii ei, că este numele Maria, sunt groape după obicei. Cântându-i cele cuvenite, și dea bătrânul cugetând că nu avea nicio nialtă să-i facă groapă în pământ. Dar oh, o minune prea slăvită, venind un leu înfricoșat, cu ghearele scobind îndată, mormântul sfânt îi asopat. Apoi plecându-se cu cernic în pace, el s-a depărtat, iar pusnicul cu multe lacrimi, cinstitul trup, a îngropat Umele tatălui și a fiului și a sfântului Duh. Amin.